puțin după ora 1 noaptea s-a auzit un zgomot infernal în sensul giratoriu de la intrarea în orașul Năvodari. Un tânăr de 23 de ani a pierdut controlul mașinii și s-a răsturnat cu aceasta. Din cauza impactului puternic, autoturismul s-a transformat într-un morman de fiare. Șoferii din trafic au sunat la 112 și au chemat echipajele de intervenție. Am fost solicitați să intervenim la un accident rutier în Năvodari cu un autoturism răsturnat care ulterior a luat foc. Din cadrul stației Media Auto, specială de stingere și un echipaj de prim ajutor, din cadrul detașamentului Fripis o descarcerare, iar din cadrul detașamentului Palas un echipaj de terapie intensivă mobilă, precum și o ambulanță din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Constanța. Pompierii au găsit mașina un ghem de fiare care ardea, iar șoferul era prins înăuntru. Au stins incendiul, au decupat cabina, apoi l-au scos pe șofer afară. La fața locului a fost găsită o persoană încarcerată, care ulterior a fost declarată decedată de echipajul de terapie intensivă mobilă. Polițiștii deplasați la fața locului au constatat că un bărbat de 23 de ani ar fi condus un autoturism pe DJ226 și din cauze care urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, ar fi intrat în coliziune cu un sens giratoriu. În urma accidentului a rezultat decesul conducătorului auto. La scurt timp și familia băiatului a ajuns la locul accidentului. În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.